4 bărbați, 3 originari din Ucraina și unul din Republica Moldova, specializați în spargere de locuințe, au fost reținuți în flagrant de forțele de ordine în urma unor ambuscade. Potrivit poliției, gruparea criminală a participat la cel puțin 5 furturi din apartamente și a prejudiciat proprietarii cu până la 100.000 de lei. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru furt. Potrivit poliției, bănuiții pătrundeau în casele din capitală după ce se asigurau că proprietarii lipsesc. Indivizii forțau geamurile din termopan cu o rangă metalică sau prin selectare de chei. În urma perchezițiilor la domiciliile temporare ale suspecților, forțele de ordine au ridicat bunuri materiale în sumă de aproximativ 100.000 de lei. Coții cu vârste între 25 și 40 de ani, 3 dintre ei fiind originari din Ucraina și unul din Chișinău, au fost reținuți pentru 30 de zile și sunt cercetați penal pentru furt. Toți 4 au fost anterior judecați pentru infracțiuni similare. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani. În acest sens, Poliția Capitalei recomandă proprietarilor de apartamente să nu lase ușa neîncuiată, chiar dacă lipsesc pentru puțin timp de acasă, iar cei care locuiesc la parter să monteze un sistem de alarmă la geamuri.